Cercetătorii americani de la Universitatea California au descoperit modul în care funcționează amintirile. Pe baza unui studiu efectuat pe un eșantion de 14 persoane, experții au demonstrat faptul că neuronii individuali dintr-o regiune cerebrală denumită lobul temporal medial joacă un rol central în formarea amintirilor. Voluntarilor le-au fost arătate 100 de fotografii ale unor celebrități, precum Halle Berry, Julia Roberts, Tiger Woods, Jennifer Aniston și Clint Eastwood, dar și fotografii cu diverse clădiri celebre, precum Turnul Eiffel, cel din Pisa și Casa Albă. Potrivit gadgetreport.ro, cu ajutorul electrozilor implantați în creier, cercetătorii au identificat neuronii individuali care se activau în momentul în care aceștia vedeau imagini familiare, astfel că apelau la memorie. Potrivit specialiștilor, identificarea mecanismului amintirilor va permite dezvoltarea unor soluții medicale menite a ne îmbunătăți fundamental memoria. Americanii de la Divergent Microfactories pregătesc lansarea celui mai rapid automobil din lume construit la imprimanta 3D. Potrivit gadgetreport.ro, modelul Blade va ajunge la 100 de km la oră în numai 2,2 secunde. Designerii din San Francisco au construit o caroserie de numai 635 de kg, din fibră de carbon, ranforsată cu tije din cărbune. Dotată cu un motor de 700 de cai putere în 4 cilindri, Blade ar urma să ajungă pe piață anul viitor în 10.000 de exemplare. Pe internet au apărut primele imagini video cu cel mai nou smartphone de la Samsung, Galaxy A8, model pe care îl vom vedea cât de curând în magazine. Telefonul are o grosime de numai 5,94 mm, fiind cel mai subțire telefon din istoria companiei. Telefonul are un display de 5,7 inch, un procesor Snapdragon și o cameră de 16 megapixeli. Samsung Galaxy A8 ar urma să fie lansat mai întâi pe piața asiatică în această lună la un preț mai mic decât iPhone 6. Un nou film din seria Terminator și-a făcut astăzi debutul în cinematografe. Cu un buget de 170 de milioane de dolari, producția Paramount Pictures se anunță a fi un nou succes. Potrivit gadgetreport.ro, în Terminator Genesis, John Connor, liderul rezistenței oamenilor, îl trimite pe sergentul Kyle Reese, înapoi în 1984, ca să o protejeze pe Sarah Connor și să se asigure că omenirea va avea un viitor pașnic. Lucrurile iau însă o întorsătură neașteptată și se creează o fractură în linia temporală. Astfel, Reese se trezește într-o versiune nouă a trecutului, care este necunoscută, unde are aliați surprinzători, inclusiv pe Guardian, inamici periculoși, dar și o nouă misiune, să reseteze viitorul. I'll be back. What?